crește numărul infecțiilor cu noul virus, 320 de cazuri de COVID-19 depistate în ultimele 24 de ore. Vestea vine cu o zi înaintea noilor măsuri de relaxare, iar cifra este cea mai mare din 9 mai până acum. Maria Rohnean a urmărit bilanțul ultimelor zile. Maria, bună seara! La ce ne putem aștepta în perioada următoare? Ce spun autoritățile? Bună seara, Octavia! Se așteaptă și autoritățile la o creștere susținută a infecțiilor cu COVID-19, astfel că reiau recomandările de păstrare a măsurilor de igienă și distanțare socială pentru a putea merge mai departe cu măsurile de relaxare. Sunt cu 45 de cazuri mai mult decât ieri, iar de la ultima informare au mai fost înregistrate și 16 decese, dintre care 6 la persoane cu vârsta sub 60 de ani. Astfel, în România mai sunt în prezent 6.280 de cazuri active. 165 de persoane sunt în stare gravă la terapie intensivă, dar cifra este în scădere față de ieri. Scade treptat și numărul celor aflați în carantină, 1985, dar și al persoanelor care sunt în izolare la domiciliu, aproape 98.000. Și pentru că 288 de oameni n-au mai avut răbdare până la intrarea în vigoare a noilor măsuri de relaxare, s-au ales cu sancțiuni contravenționale în valoare de peste 160.000 de lei. Octavia? Mulțumesc, Maria!